Salutare, prieteni! Joi 30 martie. Discutăm telefonic cu primarul Clujului, domnul Emil Boc. Bună dimineața! Să trăiți! Bună dimineața! Bine v-am găsit! Munciți, bănuiesc! Păi, ca să ajungeți dumneavoastră la stadion, trebuie să muncim. Să putem da bani la universitatea. Păi, de ce să ajungem la stadion? Că acolo e șantier pe toate părțile. La stadion, la Mediaș. Când nu este, de ce nu este? Ca și cu basca. De ce ai basca, de ce n-ai basca? Acum, uite, noi ne-am ținut de cuvânt, vedeți? 2 milioane de euro sunt propuse pentru alocare. În numele suporterilor lui U, mulțumim. Nu trebuie numele suporterilor, dar cu meritul universitatea, cu brandul de suporter, își fac datoria cu cinste. Și chiar și-o fac, chiar și-o fac, bravo lor. Chiar creează o atmosferă extraordinară și de mare echipă pe care o oferă de fiecare dată. Așa că sperăm să putem duce mai departe steagul sus și avem încredere în băieți și în echipa Sabău și coordonarea de către bine Neluțu Sabău și din punct de vedere managerial al lui Radu Constantă. Eu spun că e o continuare bună. Echipa să știe că are stabilitate financiară și acolo încolo să poată construi în fiecare zi. Că nu e o șoară competiție, trebuie să recunoaștem că e o competiție acerbă, dură. Nu mă așteptam să fie atât de complicată liga națională. Nu fie puternică, dar e echilibrată. E echilibrată, e complicată și echipa asta s-a mișcat foarte bine și cel puțin ultimele după venirea lui Sabău, da, s-a schimbat mult ca joc. Bun, că toți suntem în zona stadionului. S-a echilibrat bine. Că toți suntem în zona stadionului. Piața volantă permanentă. Deci, eu am anunțat că obiectivul nostru a primăriei este să punem 7 zile din 7 la dispoziția producătorilor piața volantă de la stadion cu 3 mari avantaje pentru Clujeni. În primul rând, să aibă posibilitate în fiecare zi să cumpere produse proaspete, de calitate și la cel mai bun preț cu putință. 2. Să ai 700 de locuri de parcare la polivalente și stadion. La 50 de metri, 100 de metri de piața volantă. Adică nu trebuie să vii din orice colț al orașului, cu autobuzul, troleibuzul, tramvaiul, este foarte, foarte, foarte bine plasată. Și trebuie să sprijinim producția locală, să sprijinim producătorii locali, că până la urmă, să știți că în lumea asta, toate țările și toate orașele își sprijină inițiativele. Dacă ar sprijini și Guvernul și Ministerul Agriculturii cu să se facă cu subvențiile necesare, că și acolo sunt niște probleme pe care le-am aflat. Sper că și acolo să-și facă fiecare... Păi subvențiile necesare, pentru că pe lângă că mici, vin și târziu, când calul plecase, ca să iau așa un pic. Știu, am auzit de tema aceasta, dar aia ține de repede de competență. Sigur. Nu, este gratuit. Nu se plătește nimic, este pusă la dispoziție de către primărie, în regim gratuit acea locație. A fost amenajată astfel încât să nu se pună dale, să se pună beton, pentru că e zona parcului, deci am păstrat profilul zonei, dar în același timp să poți intra, s-a pus o barieră ca să nu se transforme în talcioc acolo zona respectivă, ci să intre producătorii cei cristalizați și sunt înscriși la primărie, adică un loc unde să te poți duce și să-ți iei produse de calitate. Acum colegii mei de la primărie și toți cei care doresc să adreseze serviciului piețe al primăriei, unde sunt înregistrați și li se pune la dispoziție locație. Exact, asta vreau să vă întreb. Ce trebuie să facă producătorii ca să poată vinde? Serviciul piețe, știu colegii, știu ce de specialitate, la serviciul piețe al primăriei, ei se adresează, domnul Miclea e un tânăr care se mobilizează foarte bine și împreună cu domnul Poruț și-au asigurat cadrul ăsta de desfășurare, astfel încât doar să avem producători pentru toate zilele din săptămână. Eu cam dat avem pentru 2 zile din săptămână asigurat prezența. Așa, acum am deschis larg, pentru că unul dintre obiectivele Clujului, v-am spus, este de a crea acele legături între spațiul rural și spațiul urban. Asta se va întâmpla și în Uniunea Europeană. Viitorul Uniunii Europene, să știți că tot mai mult va depinde de mediul rural, pentru că acolo este un spațiu mare neexploatat, iar România trebuie să-și accelereze dotarea spațiului urban cu transport public, cu infrastructură, cu Wi-Fi și fibră optică, pentru că atunci se creează acolo și locuri de muncă,
oamenii se mută la țară sau se fac naveta de la țară. Bă, cred că încă n-au venit, poate nici nu au aflat toți, de facilitatea aceasta că nu trebuie să plătească nimic și foarte probabil, mă gândesc eu că mai umblu așa pe piețe, cei mai mulți au deja mese achitate în piețele agroalimentare din oraș. Bun, e foarte bine că sunt în piețele agroalimentare, că până la urmă omul merge cel mai aproape acolo lângă casă. Cel din Zorul merge la din Zorul și din Grigorescu e din Grigorescu. Cel din Gheorghen la piața din Gheorghen. Alea nu dispară, le sunt necesare. Că le absolut, sunt absolut. Aici sunt astea pentru produsele proaspete, mai ales de sezon, că acum începe sezonul, care putem să ne mișcăm mai repede. Și toată lumea face prin Europa organizarea de piețe volante în centrul orașului sau în zonele centrale ale orașului. Iar, repet, acum viziunea noastră este Cluj, zona imediată în apropierea Clujului, pe care deja acum, cu transport, cu parca de culoare verde și velo o asigură, cu centura metropolitană. Obiectivul este să trecem dincolo de primul inel al Clujului și să legăm spațiul urban. Acum, următorul proiect pe care avem este cu Ciurila și Petrești de jos, cu transport în comun, cu... Dar trebuie rezolvată de ăstea, domnul Bob. Florești, Giurgiu, Baciu... Astea deja sunt pe drumul bun. Gândiți-vă că centrul ăsta metropolitan are 20 de noduri de legătură. Va avea, pentru că este licitație deja. Când e obligata, evident că sunt procedurile în lucru. Dar m-am ocupat asta de 5 ani de zile. Deci, practic, vii din Baciu, prin legătura cu Floreștiu, te urci pe centură și te poți duce pe Frunzișului, pe Calea Tunzii, la Selgros, în Borhanci, în Sopor, la aeroport, fără să mai vii prin Cluj. Deci, pur și simplu, ai venit pe partea asta de centură și ai urcat fără să mai parcurgi tot bulevardul muncii tău, să mai parcurgi toată Calea Baciului. Deci, asta am avut grijă de acolo. De asemenea, și cei care vin din Gilou, și chiar și tronsonul ăsta de 1 miliard de euro, Floreștiu, asigură preluarea legăturii direct pe centură, vii și te bagi de la Mănăstiri peste DN1, pasajul peste DN1, care se realizează în zona Corac și merge direct la capătul Buciu și de acolo încolo traversează făgetul din nou cu toate elementele astea de legătură, v-am spus. Că ai, tot suntem la chestia asta. Când încep lucrările la pasajul de la tăietura Turcului? Săptămânal am foarte multe întrebări pe tema asta. Încă nu-i gata proiectarea, pentru că acum este partea aceasta de lucru, până în partea a doua a lunii august sau iulie, au terminat proiectarea, după care calendarul va fi anunțat de către CFR, pentru că în cadrul liniei de cale ferată Cluj-Oradea, dar Cluj-Poieni în primul sector. Deci acum proiectantul termină partea de proiectare și ei vor anunța calendarul, dar din discuții, pentru că am putut, hai să spun, săptămânal discuții cu ei ca să ne organizăm în privința lucrărilor și a graficului de începere. Dar ei vor anunța și trebuie să ne respectăm decizia lor. Vor începe în primele etape cu partea asta de pasaj de la tăietura Turcului. Deci acolo suntem aproape de a băga lopata în teren, buldozerul, ca să se înceapă lucrările. După cum noi acum lucrăm pentru celălalt proiect care va fi pasat în generatoriu la Calea Baciului, care să fie în continuare pasajul de la tăietura Turcului pentru prin PNR și de asemenea facem studiul necesar astăzi ca să ne prezintă soluțiile dincolo pe Oașului, pentru că zona aceea este la fel de aglomerată și de densă și acolo va fi realizat un pasaj, adică de a fluidiza circulația și de a elimina până la urmă o parte din culoarea adusă de mașini în oraș. De asemenea, ne îndreptăm spre o soluție finală la trenul metropolitan, nu vorbesc încă de ea, pentru că se pare că specialiștii s-au pus de acord. Am avut săptămânal de două întâlniri cu cei de la București, se conturează soluții, vom avea probabil în maxim o lună forma finală, deci și proiectul trenului metropolitan merge mai departe, tronsoanele de la centură, știți bine, sunt în licitație, legătura cu autostrada pe la Martinești acum avem 10 aprilie termen de depunere a ofertelor. Deci iată, Clujul a plecat în direcția asta bună acum. Ar trebui un pic de pregătire. Poate sunt eu nerăbdător și noi clujenii suntem nerăbdători. Ar trebui un pic viteza, ritmul.
Oare nu ele se poate, nu se poate umbla un pic la viteză? Ele sunt o procedură legală, oameni, pentru că lucrurile se fac pentru eternitate, să nu-ți lucrări că îți mergi și îți ripești un acoperiș la casă ca să nu ploie la noapte. Aceste sunt lucrări de miliarde dar de... Dar la noi durează, la noi în România, nu mă refer strict la Cluj, durează foarte mult desenatul, procedurile, semnatul, mor muncitorii, iertați-mă, mor muncitorii până când se pot apuca de lucru. Mergeți și vedeți oriunde se fac autostrăzi, centuri ocolitoare, lucrări de anvergură tehnică, așa cum se fac la Cluj. Acestea sunt opere de arhitectură și de inginerie. Gândiți-vă că au 5 tunele, pasaje, deci centura asta nu este o chestie din asta ușoară, că desenezi un drum pe hârtie. E lucrare care trebuie să se făgetul. Nu să știți ce înseamnă făgetul în Cluj-Napoca. Vedeți cât de complicat este cu fiecare loc din Cluj când încep cade dealul, cade totul la vale, trebuie consolidări. Trebuie să-ți lucrări serioase, de anvergură. Băi, pentru amatori, evident că par așa lucrări ca în desene animate. Ba, dacă ne uităm ce cartier s-a făcut în făget, n-a căzut dealul. Firar să fie când e vorba de drumuri. Nu comparați case de vacanță sau case de cu un cartier de domeniul acesta. Și acolo a căzut că pe strada aia, pe Papilian, a căzut că s-a făcut casă, a luat dealul la vale. Se mai întâmplă. O casă, da? Păi nu că se mai întâmplă. Asta e realitatea Clujului și asta nu înțelege multă lume. Că, bine, fericirea, avem toate dealurile Clujului cu mari, mari probleme. Și atunci trebuie lucrări și de inginerie, de consolidare foarte puternice și pregătirea soluțiilor tehnice pentru a se analiza. Este cel mai mare proiect din istoria Clujului pe care le-am urmărit, proiecte de 4 miliarde de euro pe care le avem în lucru. Metro, centru metropolitan, tren metropolitan, pasaje, centru ocolitoare. Deci asta nu a avut niciodată Clujul. Se vor face pentru eternitate și vor asigura Clujului trai bun și viață de calitate clujenilor pentru totdeauna. Ei, și tot la capitolul viață de calitate, haideți să vedem cum stăm cu falnicul și unicul operator în ceea ce privește colectarea deșeurilor. A trebuit și le-ați dat o perioadă de grație cică, așa ați... Le-am dat, e dată din contract. Adică să se obișnuiască, știu, dar... Vă spun. Atunci n-are rost să insist mai mult decât v-am spus, pentru că contractul nu este la primărie și știți asta. Eu am spus că nu sunt și voi fi mulțumit până când ultimul cetățean al Clujului nu va fi mulțumit. Am apreciat doar un singur lucru cu faptul că la solicitarea noastră, fără să aibă obligații în contract, au acceptat să preia vechile clopote, cum le spunem, de colectare selectivă, să le spele, să le colanteze cu ceea ce a rupt primăria, și să înceapă amplasarea lor în zonele circulate ale orașului pentru a întregi complet partea asta de colectare selectivă. În rest, pe salubrizare salarială, unde avem noi contractul, eu zic că lucrurile sunt în general sub control și sunt bune. Clujul este curat, și asta este realitatea, și o spun toți cei care vin la Cluj, pentru că am insistat noi, pentru că contractul a fost din prima secundă la noi. Și știți cât de dur sunt cu verificarea la bordură a prafului să nu se depună pe lângă zonele importante, pe lângă ce se amplasează în spațiul rutier, în căițeni giratoriu, căițeni despărțitori. Mă interesează și mă uit în fiecare zi și am echipe care verifică. Și în cartiere. Dar e bine. Păi peste tot, oameni, Cluj e peste tot. Acum vin cu o sugestie. Așa, bântuind eu prin cartiere ziua, că s-a făcut un pic de timp frumos și nu zilele trecute, ieri și alte, ieri că a fost frig, dar și am vorbit cu oamenii foarte... În perioada când lumea este la serviciu, ar fi bine făcută operațiunea aia la bordură, cum spuneți dumneavoastră, pentru că în rest cam sunt mașini. Trebuie să recunoaștem. Și chestiunea de weekend. Unde să și le parcheze și oamenii mașinile? Nu mai reluăm povestea asta, că știți. Cine le intră sau găina, da? N-are rost, că aveam pe vremea lui Ceaușescu 50.000 de mașini, acum avem 200.000 de mașini. Da. Și la Cluj, da? Okay. Semn asta de bunăstare, ce să facem? Sigur. Asta e viața, o luăm așa cum este și începem să ne descurcăm. Numai, am observat două lucruri, așa ca tendință. În primul rând, în chestiunea asta legată de trafic și de celelalte, cei care critică cel mai mult problema aglomerării și a congestiei, sunt cei care critică cel mai mult și proiectele de decongestionare. Metro, centură, tren metropolitan, legătura Clujului cu autostrada. Până am dat seama că
eu consum energie inutil, încercând să-i conving pe unii care oricum sunt setați în direcția asta. Doar să nege tot, doar să dărâme tot. Deci asta am observat. Cei care se plâng că este aglomerație sunt tot aceia care se plâng că de ce se face. Bă, fratele meu, acela de-a să mă ajutam, prima că eu fac un joc cu sumă zero aici. Și m-am hotărât să rămân. Doar focalizat pe ce trebuie să se facă, să lași libertatea de exprimare, că asta e democrația și trebuie să o acceptăm, dar să ne concentrăm pe lucrurile adevărate și pe lucrurile bune pe care le putem face pentru Cluj, pentru că nu o să putem noi să-i convingem pe aia câți ori fi ei, asta e gata, de jos sub soare, ne lasă pătăt să trăim, pentru că nu avem cum să le facem asta. Pentru că, repet, uitați-vă și la mass media și la o parte dintre cei din Cluj, puțin de alte, dar care există, sunt exact aceiași care, pe de o parte critică, pe de altă parte critică și că se face. Așa că asta e situația. Acum, sigur, mai bine să critique că se face. Mă rog, bănuiesc critică sau apare problema aia a disconfortului. Când ai un șantier, este și un disconfort, e clar. Să ne înțelegem. Eu n-am nimic cu critica. Sunt unul din cei mai aplici susținători a unei societăți democratice bazat pe critica. Face parte din logica societății democratice. Ce mă deranjează pe mine, și asta e un pericol chiar la adresa democrației, este dezinformarea și reaua credință intenționată. Când știi că nu e adevărat, știi asta. Acum are dezinformarea asta. Sau când ești plătit, sau când ești plătit să dezinformezi. Eu nu cred că este asta cu plătit. Sau să linșezi. O, da, bine, spuneți povestea. Domnul Bob, dar oare dezinformarea asta nu vine și de la faptul că poate nu au totdeauna acces la informația corectă, clară, reală? Nu, aceeași informație care e publică este distorsionată, deliberat de unii, fie motivat financiar, fie pe bază de linșaj mediatic, dar care, repet, nu numai în România, din nefericire, este o problemă la nivel european și toate democrațiile, când dezinformarea, linșajul, sunt pericole la adresa democrației. Nu critica care e necesară. Să înțelegem asta și că primim democrație și oamenii trebuie să înțeleagă că democrația nu este perfectă. Nu avem toate ingredientele de succes, dar e singura din lume care ne poate duce în direcția corectă și să ne asigure libertate și acces la prosperitate. Dar trebuie să ne păzim de pericolele ei. Repet, dezinformarea, linșajul și rea o credință intenționată sunt parte componente. Iar dacă mass media nu se autoreglează, ea singură, nimeni nu va putea regla din afară. Păi vedeți, asta dumneavoastră, că am văzut că vi se reproșează de către mass media, că nu faceți mai des conferințe de presă. Întâlnire cu presa. Am făcut în ultima lună 3 conferințe de presă. Am făcut. Când a fost nevoie și nu a fost necesar, când au fost subiecte importante, când am încheiat o grămadă de contracte, am chemat presa, am discutat, când am avut întâlniri cu ministrul mediului, a venit la Cluj, am făcut conferințe de presă. Adică atunci când sunt lucruri, repet, importante, în ales viața de zi cu zi, o derulez, comunicând online, comunicând cu primăria, răspunzând la întrebări, participând la emisiuni de radio, de televiziune. Adică avem o comunicare permanentă. Nu cred că mai există altă primărie din România care să comunice cu prin primar, prin ce primar. Haideți că am o grămadă de întrebări. Numai noi comunicăm de 4 ori pe săptămână, comunicăm în toate formele posibile. Da, dar întâlnirea, știți dumneavoastră cum e, întâlnirea față în față, altfel. Bun, și aia are loc, repet. Cine a oprit să nu vină la întâlnirile pe care le-am avut cu ministrul mediului, când am avut conferință de presă la Cluj, dacă este mai minte, ultima dintre ele. Bun, uitați aici, doamna Carmen Laco întreabă când se apucă, asta să-și noteze colegii dumneavoastră, când se apucă de lucrări de la casa de pe strada Curcubeului. Domnul Ciurean spune că pe strada Hațeg nu este container de colectare, tocmai în ideea că bună, foarte bună observație asta, zice domnul Șurbaru, cu siguranță se va ocupa și imediat va... Ia uite aici, domnul Crăciun. De ce în Mănășturi capăt tramvaie înspre McDonald's, banda 1 este blocată de mașini, deși este oprirea interzisă? Este indicator, spune dânsul. De ce? Pentru că unii parchează ilegal, așa cum o fac, și atunci când ajunge poliția, fie să le ridice, să se amendeze, sunt acolo. Evident că acolo unde sunt lucrurile strategice, sensul giratorii, parcării față la școli, blocarea liniei de tramvai, nu discutăm, amendăm și ridicăm mașinile. E bine că nu intrăm în fiecare loc din cartier, pentru că ar însemna non-stop să aplicăm numai amenzi. Dar aplicăm doar pe locurile strategice, unde nu putem funcționa ca oraș, ne blocăm, nu funcționează tramvaiul, nu funcționează autobuzul, trolebuzul, nu intră salvarea,
în sensul geratorului blocat. Acolo evident că e prima prioritate, că nu putem acoperi totul dintr-o dată. Și aceste priorități le-am stabilit pentru poliția locală, începând cu acestea și mergând până la celelalte lucruri pentru a pune ordine în oraș, în manieră egală, echidistantă și evident aplicându-se. Ia uitați aici, domnul Dragoș Popa spune că deși la unele din tramvaiele noi s-a rezolvat, nu la toate s-a rezolvat partea aceea care le face să facă foarte mult zgomot. Am dispus asta, s-a făcut controlul de specialitate. Eu cred că se deranjează pe cei care stau gen Horea sau străzi. Au dreptate. Amintiți-vă când eram pe vremuri, când tronconeau tramvaiele vechi de buduia Horea și scuzea Plaiul Independenței, evident că nu mai este vorba de asta. Bun, dar acum astea noi... Există, da, avem pretenții să funcționeze și să fie la cea mai înaltă calitate. Aici CTP-ul cu firmele de specialitate s-au mobilizat și au îmbunătățit situația și o vor face până când se încheie în ultimul loc, că să nu mai se întâmple aceste trepidații, pe care, repet, le cunosc eu problema. Da, mai departe. Ia uitați, domnul Paul Triv ne salută din Londra și ne spune... Londra. Că acolo, din Londra. Salut, domnul Paul. Frumos. Ne salutăm și noi. Ne spune că acolo, când începe o lucrare, e adevărat că sunt mult mai operativ, se lucrează zi și noapte. Până se termină. Evident că dacă este o lucrare, când ai un trotuar, ai de montat o chestie de urgență, evident că lucrezi zi și noapte. Și celelalte șantiere se lucrează conform graficului prevăzut în contract. Și noi avem lucrări cu intensitate maximă, lucrări care se fac potrivit prevederilor din contract. Nu există aici deosebit. În fiecare contract sunt aceste prevederi specifice. De exemplu, acum noi lucrăm SPB Verdi, Valea Sacră și Valea Tinteului, mari proiecte de infrastructură care vor fi finalizate anul următor. De asemenea, Vântului va fi gata undeva la sfârșitul anului, Vânătorului, la fel undeva la sfârșitul anului, strada Roviarilor, Mamaia, Dragalina, vara aceasta ne terminăm. Începem lucrările pe Mori, Posada, pe Aurel Ciupe, curtea interioară de la Bucești 2, în piața Ioana Gârbiceanu, trotuarul de pe Paprici, Bulevardul Muncii, de Robanților, Bulevardul Muncii 83-87, de Robanților 76-78, doar ca să știți unde sunt începute și unde încep lucrările în perioada imediat următoare. Așa, domnul Adrian Aurilian vă întreabă dacă ați citit lista pe care au făcut-o clujenii din grupul civic ad hoc Clujan. Acolo zice dânsul că sunt foarte multe din lucrurile și mai multe decât cele care ne sunt sesizate nouă aici în discuția. Dragii mei, odată vă spun, eu nu am timp să stau pe canalele social media mai mult decât pot și eu, ca și orice om cât de cât. În rest, toate mesajele care sunt adresate instituțional primăriei, vă asigur că sunt preluate, prelucrate și introduse de către departamentele de specialitate în programul primăriei și dacă vizează probleme de interes public și pot fi rezolvate, indiferent de unde vin, ele se rezolvă. Asta vă asigur, pentru că mesajul acesta este cunoscut în primărie, colegii mei știu că nu există nicio problemă, indiferent de cine o sesizează, care să vizeze cetățeanul și interesul public, să nu fie luată în atenție. Evident, unele se pot face acum, altele mai târziu, altele la o rectificare bugetară, altele nu se pot face pentru că fie n-ai bani, fie nu ai studiile de specialitate, dar fiecare problemă este tratată cu seriozitate. Și dacă evident ne întreabă pe lucruri punctuale, evident că eu mă interesez la departamentele de specialitate și vă răspund. Pentru că această comunicare este în permanență între noi și cetățeni, în oricare formă de organizare. Aș spune să studieze mai temeinic lista aia, cine știe ce. Mă rog, tot dacă au și botezat-o exemple, lista rușinii, Ok, libertatea de exprimare, repet, o acceptăm. Cât timp este, repet, făcută cu bună credință sau la masă cu oricine? Și discutăm de ce, știu eu, o școală, uite-te, la Hațegadu, avem 3 școli care terminăm în primăvara, vara asta și mă preocupă în fiecare oră. Avem Hațegadu, avem seminarul Ortodox, avem școala Iorga, 3 școli mari din Cluj care vor fi modernizate. Mai sunt nici nuanțe, nici discuții pe care le putem cu constructorul, chestiuni tehnice de rezolvat, cu directul că mai avea ceva în plus, dar se rezolvă, se fac în acolo. Se fac aceste lucrări și ele sunt într-o fază avansată. Deci suntem cu oricine să discutăm de aceste subiecte la masă. Vestea bună este că, din nou, Clujul este potențat bine și la nivel național și la nivel european. Ați văzut că doar recent 2 clasamente mari
ne-au dat pe primul loc în materie de construcție de spații verzi noi și în asta am apucat să vorbim de, spații verzi, dar vorbim joia viitoare. La capitolul ăsta, Clujul repeste foarte bine în privința spațiilor verzi care sunt în construcție și care vor fi realizate în trebuie perioada următoare. Trebuie să ne oprim aici, doamnul primar, astăzi un pic mai mulțumesc. Repede. Eu am doamna Flori Schneider din Bistrița vă salută. Acum mai urmează, am vorbit cu domnul Paul Trif să ne salute regele Charles. Mulțumesc tare mult! Era prin Germania ieri, Poate vine până la Cluj, după ce deschideți piața volantă. Eu cum e un iubitor de natură și de... Da, și de produse românești, sincer. Absolut, absolut, așa este. Am avut și pe fratele regelui la Cluj, am avut o săptămână practic de activități aici, unde împreună cu școala internațională a făcut o treabă extraordinară, s-a pus Clujul pe... Ați văzut, domnul Paul, aveți treabă până săptămâna viitoare. Mulțumesc tare mult, domnul primar. Spor la treabă. Cu mult respect, o zi bună tuturor. Doamne ajută. Dragi prieteni, aceasta a fost discuția de astăzi. Sunt Lucian Danciu. O zi frumoasă.